încă n-am... Eu am nici nu am schimbat calțul, cred că am spus noapte. Și n-am aflat de tare. Astăzi, încă data de 4, la ora 3:57 de minute, la unitatea Salvatoș Pontex, inginerie care a venit informația la serviciul regional de specialat 901 Nord, despre faptul implicării în un accident rutier a unui autocisternă care transporta combustibil. Stabilind locul accidentului, la fața locului s-a deplasat garda de serviciu a unității Salvatoș Pontex, număr de 5 persoane cu auto specială de intervenție, care au stabilit că, într-adevăr, în apropierea orașului Sângerei, pe traseul Bel-Sărăteni, s-a inversat de pe un pod, căzând în râul Ciuluc, o autocisternă de model Iveco, care transporta 27.000 de litri de motorină. Imediat, deci, la fața locului s-au întreprins măsuri de securitate antincendiară pentru a evita izbucnirea unui eventual incendiu. S-au ridicat pe alarmă garda din rezervă, s-a intervenit cu auto specială Kia pentru de rezervă, după care s-a informat președintele Comisiei de Situații Excepționale, s-a primit hotărârea de a convoca comisia și în cadrul ședinței extraordinare s-a luat decizia, deci, de a monitoriza situația la fața locului în continuare, de a lua măsuri împreună cu reprezentanții întreprinderii cu aparține, deci, autotransportul, pentru a evacua combustibilul din cisternă, în autocisternă, după care, deci, s-au întreprins măsuri pentru a bloca fluxul de apă și pentru ca cantitatea de motorină care a nimerit în apă să nu se deplaseze mai departe pe râul Ciuluc. Deci s-au format două diguri până la pod și după pod pentru eventuala scurgere mai departe a apelor împreună cu combustibilul în râurile de mai departe. Ciulucul se revarsă în râu, după care în Nistru și răspunzător Mare Neagră. Și Serviciul Protecției Civile în continuare monitorizează situația. Deci, la fața locului se află în continuare autocisternele de intervenție pentru monitorarea mai departe situației. În caz de necesitate, deci, vom interveni cu utilajul de descărcerare pentru a ajuta la extragere de acum autocisternele sau autotransportului din albia acestui râu pentru a o pune pe partea carosabilă sau corespunzător mai departe evacuarea acestui. Și corespunzător mai departe vom fi monitorizat situația asupra evacuării deșeurilor care s-au format în urma accidentului.